Noul președinte al organizației PSD Simeria și-a pus colegii la treabă, considerând că micul oraș are nevoie și de evenimente culturale, nu doar de activități administrative. Dorin Mocan și echipa sa au organizat o inedită expoziție de artă sacră în foaierul Centrului de Afaceri din Simeria. Un public numeros și de calitate a dat curs invitației de a participa la vernisajul expoziției de artă sacră organizată la Centrul de Afaceri din Simeria. Au expus cursanți, colegii de master, specializați în artă sacră, secție a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Lucrările realizate într-un mod inedit cu piatră naturală provenită din vestigiile romane din Italia și Turcia au atras aprecierea publicului. Mulți dintre participanți admirând pentru prima dată exponate ce ajung și la 4-5 mii de euro. Pe lângă autorii deja consacrați la eveniment au participat și micuții membri ai Cercului de Arte Plastice din oraș, încurajați să-și petreacă timpul liber, învățând să creeze și să aprecieze frumosul din jurul și din viața noastră. Simeria are nevoie de acest eveniment. Nu este primul care l-am organizat și de data aceasta pot spune că a fost mai ușor pentru că am în echipa mea echipa PSD-ului. Trebuie să spunem și lucrul acesta, pentru că sunt oameni deosebiți aici care i-am găsit eu în organizație și cu ei, împreună cu ei, reușim să facem lucruri care fac bine, să zicem, oamenilor care locuiesc aici și nu numai. Acum, nu știu dacă ați văzut că avem ateliere pentru copii. Sunt copii care desenează fiecare, iar îndrumătorii lor, care sunt la alt nivel, bineînțeles, merg și le spun, dom'le, aici nu este bine, aici trebuie să mai aduci o îmbunătățire. Iar noi, cei care suntem, să zicem, parte de organizare forte, sprijinim pe de altă parte copiii cu cei care nu au atât de mulți bani, să zicem. Noi suntem cei care sprijinim financiar, material, cum putem noi, fiecare după putința lui. Astăzi este o reușită aici și spun asta cu toată sinceritatea, pentru că data trecută când am avut la fel o expoziție aici, am avut mai puțini oameni. Dar de data aceasta ne bucurăm că oamenii, uitați, încă vin, deci vin oameni, aici ne bucurăm pentru lucrul ăsta. Felicitări celor care încurajează astfel de activități, implică mulți tineri, copii. E foarte important să identificăm pentru toți tinerii, copiii sau cel puțin în mare parte pentru ei, pasiunea acestora și apoi să-i sprijinim pentru a-i scoate din acea zonă periculoasă, din păcate, mă refer la partea de adicții, de consum de droguri, de violență, bullying și alte lucruri care dăunează sănătății tinerilor și copiilor și de aceea îi felicit din toată inima pe cei care s-au gândit să organizeze acest eveniment, pentru că implică și pe părinții acestora, cadrele didactice, comunitatea, administrația și e un lucru extraordinar. Să vezi de la mic la mare oameni care prin talentul lor exprimă frumosul. Custodele expoziției este simerianul Emil Ioan Colf, care și-a descoperit vocația de pictor abia după pensionare. Acum se pregătește pentru un master în artă sacră și alături de câțiva dintre colegii săi și-a prezentat lucrările inedite realizate în piatră naturală. Am încercat să facem această expoziție, să arat și locuitorilor din Simeria. Lucrările mele au fost expuse la București, la Muzeul Țăranului Român și am vrut să arăt și locuitorilor de aici ce lucrări am făcut eu și cu ce mă ocup momentan. Deci am făcut pictură înainte de a mă apuca de Facultatea de Art Sacră și momentan fac pictură în mozaic. Lucrez și pentru Catedrala Mântuirii Neamului la București, lucrez și pentru biserică din Orăștie, biserică din Târgu Mureș, Recea, și încerc să-mi schimb profilul și să trec mai mult pe piatră naturală. Toate lucrările mele sunt din piatră naturală, aduse din carierele din Turcia, mai lucrez și cu stica de Murano, combinat, deci piatră naturală și cu stica de Murano, deoarece dă o căldură lucrărilor mele, deci mă bucur foarte mult ce realizez. Foarte greu, dar îmi place foarte mult această treabă care fac. Sunt o grămadă de clești, avem o grămadă de clești cu care tăiem, am lucrări până la un milimetru pietricica și cu penseta, cu
un ciment adeziv CM25 lucrăm noi și cu răbdare putem să realizăm aceste lucrări. Foarte frumos, îmi place ce văd. Sunt artiști pe care acum mai citesc pentru prima dată. Așteptăm să mai apară și alții. Bănuiesc că este destul de complicat și îți trebuie un pic și de talent, nu numai niște cunoștințe învățate în școală, probabil. Dar cred că talentul primează aici. Astfel de exponate? Nu. Este prima dată când vin să le văd. Mai ales că este în orașul nostru. Și am spus de ce nu, să vin să văd dacă cum se spune că sunt. Da, este frumos. Inedită și emoționantă, pentru că totuși vedem că lumea nu merge bine, vedem că inteligența artificială vrea să înlocuiască sensibilitatea asta și mintea umană, vedem că bărbatul trebuie să fie înlocuit cu femeie și femeia cu bărbat și cu toate astea văd că o mână de oameni și cât mai mulți în județul Hunedoara se pun de-a curmezișul și apără tot ce avem noi, așa de suflet, românii și hunedorenii, cultura asta noastră și trăirea prin Dumnezeu. Probabil că nu întâmplător și această expoziție de artă sacră de astăzi de la Simeria precede ziua Sfintei Parascheva, care e o zi de mare trăire pentru credincioșii României, o zi de mare exemplu de dăruire și de nevoire. Știți că sufletul ajunge acolo sus unde ar trebui să ajungă doar prin ascultare și multă, multă nevoință. Dar proprie, nu forțată, că dacă o forțezi iarăși e cu două înțeleșturi și poate să devieze. Mintea și sufletul trebuie să meargă în aceeași direcție. Și astăzi aici avem ocazia la expoziția asta sacră să stăm un pic să medităm și să vedem cum putem să facem mai mult pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Țin să menționez că nu am fost la foarte multe expoziții de genul ăsta. Cred că e a doua care se organizează în Simeria și tot cu ajutorul lui Emil Colf, bineînțeles. Am mai fost la o expoziție unde a fost și el prezent cu lucrările lui deosebite. Mă fascinează faptul că, deși nu este foarte tânăr, are un talent care cred că trebuia descoperit cel puțin acum 30 de ani. Mă bucur foarte tare că îl cunosc. Este un prieten apropiat al familiei mele și sunt foarte mândră de tot ce este aici. Este extraordinar și data viitoare sper să fie prezenți mai mulți oameni, pentru că arta trebuie apreciată.